ceea ce m-a cucerit la fratele Todor Zah din Lemniu, județul Sălaj, a fost fața senină și zâmbetul plin de pace. Așa l-am cunoscut la o seară de rugăciune unde am fost invitat să particip în Biserica Penticostală din Lemniu, județul Sălaj, biserică pe care o slujește de mai mulți ani. Are 82 de ani, dar în dreptul lui timpul nu a lăsat urme așa cum lasă în dreptul altora. Fratele Todor Zah întinerește ca vulturul, alături de soția dânsului, Veronica. După seara de rugăciune am stat de vorbă și mi-a povestit puțin despre viața lui și felul în care s-a întors la Dumnezeu. Povestea lui m-a cucerit, așa că l-am rugat să o înregistrăm pentru radio. Vă ofer de ceas prima parte din mărturia fratelui Todor, urmând ca în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să vă prezint partea a doua. Mă numesc Zah Todor, sunt de aici din localitatea din Lemniu, m-am născut la 1 iulie 1931. Am trăit într-o familie din necredincioși, am fost 4 frați, 3 băieți și o soră. Am trăit o viață destul de grea la tinerețe, în frajite. Maica mea a fost bolnavă, de tânăr a fost bolnavă și am cheltuit foarte mult. Tata abia putea face ceea ce să plătească doctorii. Noi am încercat și eram siliți să lucrăm de copii mici. Deci la 11 ani am început să lucrez eu, fratele meu mai repede, ala mai mare, să ne putem câștiga pâinea. Ce lucrați? Lucrați la câmp? Am lucrat în timpul ungurilor, după cedarea Ardealului, am lucrat la calea ferată, la facerea linii duble Dej-Jibou. Duceam apă la oameni, le făceam foc, dar eram un copil mic, și câștigam bani să ne putem lua pâine. Și așa am petrecut, mama a fost tot bolnavă și la 13 aprilie 1947 a decedat. Atunci aveam 16 ani, că nici nu împlinisem 16 ani. Sora mea, singura sora mea s-a măritat, am rămas 4 bărbați în casă. Sigur că era nevoie de multe lucruri, eu am fost scrisorat ca și o femeie. Facem curățenie, mai facem de mâncare ce știem și a fost foarte greu. Viața noastră a fost grea. A fost nevoit, după ce a murit mama, să ne ducem pe șantier să ne câștigăm pâinea fiecare. Am fost dus pe șantierul Salva Vișeu, am fost la Brașov, adică mai bine la predeal, la tunel, și până în 1948 am mai stat pe acasă puțin de el. Vreau să mai repet că după ce s-a terminat războiul, am avut parte de 2 nopți și o zi de război, de s-au bătut unurile pe aici, dar prin harul Dumnezeu am scăpat toți cu viața și pe urmă din nou am lucrat la calea ferată, la refacerea linii care este acum, Dej-Jibou, la poduri. Iar în 47, cum am spus, după ce a murit mama, ne-am dus fiecare pe unde am putut în țară la lucru, să ne câștigăm pâinea. În 48 am venit acasă, am stat puțin de el pe acasă și am lucrat agricultura aici, cum suntem noi la țară. Iar în 50, 11 februarie, m-am căsătorit cu soția Veronica. Sigur, eu am venit aici de jinere, eram noi mai mulți frați și ele erau 5 surori, dar mai erau 2 nemeritate. Și prin harul lui Dumnezeu, lucrurile au început să îndrepte. Am avut un cumnat care a fost la Dej, tot la CFR, era implicat de mișcare și cumnată mea, sora nevestii, au avut legătură cu șeful de gară de acolo și m-au recrutat pentru o școală de gradul 1 la CFR. Deși fără armată nu se lua, dar m-au luat fără armată. Am terminat școala la CFR și am intrat în servici.
Am lucrat în continuu de atunci la CFR. Deci în 11 mai în 51 am fost repartizat aici la gara, la stația Băbuțeni, iar în 13 noiembrie 1951 am fost recrutat și am fost dus în armată. Aveam băiatul s-a născut la 4 aprilie 51 și am efectuat armata 3 ani de zile. Sigur, băiatul era de 8 luni când am plecat, când am venit era de 3 ani și 8 luni. Îmi zicea numai nene, nici nu mă cunoștea, că era... Nu l-ați văzut niciodată până atunci? În timpul armatei l-am văzut. Eu am făcut armată la pompieri. Din fericire, eu am fost recrutat ca sanitar și am dus o viață destul de bună în armată și am avut serviciu până acum și în zilele de astăzi fac injecții, deci fac tratament. Atunci, pe vremea aceea, eram doar singur pe aici, împrejur, care făceam tratament. Și am fost mulțumit. Ani de zile, Dumnezeu mă cerceta. N-ați fost preocupat niciodată de Dumnezeu până atunci? Mergeați la biserică? Mergeam din pași, cum merg creștini, care să zică creștini. Eram doar de formă, pe la ora 11, îmbrăcat bine, cu cizme aranjat, că stăteam o jumătate de ceas și vinem ca să mă vadă și pe mine oamenii că am fost la biserică. Nu ne-am putut da seama că există ceva mai puternic ca mine. Eu mă credeam pe mine, mă credeam pe puterile mele, mă credeam pe relațiile care le aveam, că vreau să vă spun că până anii 60 am fost ales ca deputat de raion la Iarăunul Dej, m-am intrat în politică, după organizarea teritorială și după ce s-au înființat județele am fost la Zalău, și eram președinte de sindicat și mă încredeam în mine. Deci, prea puțin în Dumnezeu. Deși Dumnezeu mă cerceta mereu prin diferite lucruri. Primul lucru care Dumnezeu m-a încercat să vadă dacă într-adevăr îl iubesc sau dacă să vadă că într-adevăr am ceva relații cu Domnul, a fost în 1970. Și din 1970 mereu Domnul mi-a atingea cu câte o nuie. Dar nu înțelegeam nimic. Cu relațiile mele, cu puterile mele, mă descurcam. Asta s-a întâmplat până în 1988, la 23 august. Dacă n-am înțeles nici așa lucrarea Domnului, Domnul m-a lovit cu o botă, să spunem așa. O dat și cu bota, dacă n-am înțeles cu nuiaua. În noaptea de 23 spre 24 august 1948, trebuia să mă duc la ședinte, deși eram... 48? 88. 88. 88, să nu greșim. 88. Era liber, era și băiatul, și fata, și jinerile. Eu luasem o livadă de prune, așa era, pentru că să facem, să nu ne încredem pe noi, pe puterea noastră. Și au venit și băiatul, și jinerile, și au venit acasă. În noaptea de, cum am amintit, de 23 spre 24 octombrie, august, am căzut ca lovit. Și m-am trezit dimineața, pe soție nici nu am trezit, trebuia să mă duc la ședință, m-am dus cum am putut, n-am putut sta, am mers la medic în Letca, medicul zice, n-am ce să face deocamdată, am venit acasă, și în seara de 23-24 seara, băiatul a fost nevoit să mă ducă la urgență în Baia Mare. Am ajuns la urgență, am stat, parcă i-a ducea cu valul de apă, așa vine, atâția erau la urgențe. Și eu stăteam lângă un perete, gata să cad jos și am zis că un medic sau care a fost acolo, zic, luați-mă și pe mine că eu aci, mor aci, zic. Și a venit un asistent sau ce-a fost și m-a luat înăuntru, m-a consultat și gata, internare. Am fost internat în 25 dimineața, că atunci în 24 seara am stat la băiat de la ora 11 până dimineața.
Am nimerit într-un salon, trei bărbați am fost. Și îi știu și acum pe nume și știu, îi văd parcă și acum. Unul îl chema Tunsul Gheorghe, dar era tuns pe cap. Și-o mai venit după el și după mine unul cu numele Crețu Gheorghe și era, avea un păr creț, era un băiat tânăr. Dacă eu am cunoscut prea puțin despre Dumnezeu, băiatul ăla tânăr era moldovean. Ala nu a cunoscut, dar absolut nimic, dar nimic, nimic. Prin harul lui Dumnezeu, acela care, Tunsul Gheorghe, era de aici, de Cătălăpuș, din Răzoare. El era credincios. Și el ne citea din Biblie și ne-a făcut o mărturisire cum l-a vindecat pe el Dumnezeu. Cum a fost în comă și frață pe la unul noapte a venit la el, s-a rugat și a cerut să-i dea să mănânce. Și a mâncat și acum era din nou pentru o verificare că avea cu ficatul ceva, cu ficatul. Și el în timp 3 zile am stat numai că pe urmă dus la operație și ne-a dus în reanimare și în alt salon. Ceva am înțeles de la el. Cât că ne mai citea din Biblie, cât că ne mai făcea mărturii, cum multe mărturii ne-a făcut. Nici atunci nu m-am încrezut că Dumnezeu îmi poate vindeca. Ne-am pus nădejde atât în oameni. Cu relații. Când ați auzit mărturia lui că a fost vindecat, nu v-ați gândit că ați putea fi și dumneavoastră? Nu m-am gândit. M-am gândit că eu am relații acolo. Cel mai vestit doctor din baie de urologie mă operează, Fecheta, așa îi spune un maghiar, vine din București la el și am pus nădejdea în el și în oameni. Da, din nefericire nu s-a întâmplat așa. Am fost operat joia viitoare, deci până 27-28, așa ceva, august, dar operația nu pe-a avut succes. După câteva zile, a început să-mi fie foarte rău, n-am putut să umblu deloc și tot mai rău. Până la urmă, m-am adresat doctorului care m-a operat, era și director el acolo. Domnule doctor, ce se întâmplă cu mine? Că văd că ăștia la alții mai... Mă, de ce? Nu știu ce o să fie cu tine. De ce? Hai, zice că planificăm mâini, te iau de aici și până sud la etajul 9, te duc pe la tăți doctorii. Fiecare să-și dea părerea ce ai, că eu nu mai știu ce ai. Și așa s-a întâmplat. M-a luat și m-a dus pe la tăți doctorii. Alții îți suceau din cap, zice, nu știm ce-i. Dar eu eram tot mai rău. Trebuia să stau noaptea în pat, să am un om care îmi freca picioarele și care mă clătea, nu puteam întoarce, n-am putut să mănânc nimic. Și așa a durat, cred că aproape 20 ceva de zile n-am mâncat aproape nimic, numai să-mi udam gura cu ceva zamă sau cu ceai, că ceai trebuia să beau mult, și mă voietam într-una. Așa aveam niște durere pe picioare și pe organism că nu puteam să mă ating picioarele nici de pătură, nu că să mi sau să mă cobor jos. Și asta dura vreo 3-4 săptămâni. Până luna octombrie, la începutul lunii octombrie, cam prima săptămână din octombrie, am avut niște crize atât de mari, ne-au făcut niște investigații și mi-am pierdut cunoștința, deci am fost în comă. Cei ce au venit pe la mine spuneau că gata, Todor din Suseni, că așa zice, îi păducă, femeia știe, nu știe, că eu nu-i spuneam nic la ea din ceea ce era, doar ce mai venea băiatul și Nora și Cuscri pe la mine. Și într-o duminică seara ne-am adus de aminte de ceea ce am auzit de la fratele ăla din la Lăpuș, de la Răzoare. Și am zis așa în inima mea, Doamne, acum eu nu știu că cum poți tu face, ce poți face, dar aș vrea și eu să mai trăiesc, că-s copiii încă, nu, aș vrea să-i văd căsătoriți, să-i văd și pe ei.
Și dacă îi așa, îndură-te și de mine. Și pe la miezul nopții, pe la 1, când a fost, am adormit ca niciodată. N-am dormit, nu dormeam zile, săptămâni, deloc. Am adormit. Și cum am adormit, ni s-a deschis o cale. Deci dacă eu nu puteam sta în picioare, nu puteam sta nicicum. Am fost adus acasă pe un sul de hârtie. Deci sulul ăla de hârtie alb se desfăcea pe stradă cum ni și eu tot veneam nu în picioare, așa. Vă veneam, rostogoleați. Rostogolit, până am ajuns. Asta era în vis. În vis. Până am ajuns în sat. Dar mi-a fost mirarea că n-am venit acasă. Deci am trecut acolo pe unde a venit dumneavoastră și am trecut chiar pângă biserica ortodosă până ce am ajuns la fratele Adam, la Avram Adam. El era pocăit, pe care eu îl cam... No, ziceam numai rău și când zicea șeful de post că iar i-a venit amenda, pe zice, amendează-l, că doar... Și îi pot face cum facem noi, dar ăștia, dar nici nu știu carte, nici nu ce au ei, să fie mai deștepți ca noi. Și avea așa o căsuță cum aveam noi și tot așa rostogolit, am sărit peste trepte și a intrat în căsuță. Și sora Mărie, care trăiește și acum, fratele Adam, a murit, era stat pe un scaun acolo. Și când am fost în casă, o măr și l-o trezit pe fratele Adam, că era culcat, ce scoală-te, mai Adame, ci că a venit Todor din Susani la noi. Și în momentul acela m-am trezit. Apoi mi-am dat seama ce vrea Dumnezeu cu mine. Vai, Doamne, cât de încăpățânat am fost și cât de greu am putut înțelege, atâtea încercări câte mi-ai dat, atâtea lucruri și n-am înțeles că eu trebuie să te slujesc pe tine, că eu trebuie să mă întorc la tine. Că viața care o duc nu-i bună, că gândurile mele nu-s bune, dacă mă bizui pe puterea mea, nu-i bine și pe oameni, că am relații. Și primele cuvinte care am zis, când vorbesc cu femeia sau când vine femeia la mine, îi spun, eu mă pocăiesc. Mi-a arătat Domnul exact ce trebuie să fac și cum trebuie să fac și eu de data să mă pocăiesc. Au mai durat până în 12 octombrie am venit acasă. Deci din 24 august, numai în 12 octombrie am venit acasă și i-am spus la femeie, N-ați uitat de promisiune. N-am uitat de, zic eu, mă pocăiesc. Nu o zic nică, treaba ta. A fost foarte greu. Aveau de lucru la câmp, cum e acum, de cules. Și eu mă ieșeam pe afară, greu, și mi-a zis, Doamne, oare am mai fi ceva și pentru mine? Mi vei salva și pe mine să pot să văd și eu, că tânăr, aș vrea să mai trăiesc în familie. Și Dumnezeu m-a tot îmbărbătat. Auzând frații, de aici era puțini, câțiva, și numai aproape de atunci s-a fost vinită pocăința aici. Auzând despre mine, de fapt, eu eram prieten cu toți, că le făceam injecții la tăți în sat. Nu contează că e pocăit, că nu e pocăit. Și s-o hotărât să vie la mine să se roage. Eu eram, mai era un pat așa invers aici, nu? Și au venit niște frați bătrâni, surori, cum erau. Eu aveam încă o ață legată cu care mă trăgeam să mă pot ridica la pat. Au venit și s-o rugat. După ce s-au rugat, femeia a ieșit după ei, cum arătă ușa să iasă după ei. În timpul ăla, m-a auzit că mă clătesc, mă zic. Și atunci, dar ce vrei, ce faci? Să nu cazi din pat, că mă zic, auzi, femeia, zic, atâta de aproape l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, ia ce lângă mine și am vrut să-l strâng în brațe. A zis, și așa a fost, știi, așa l-am văzut de aproape și am vrut să-l strâng în brațe. Frații au mai venit pe la mine. Eu nu m-am putut duce nicăieri.
Dar frații, tătul mai venit pe la mine, s-a mai rugat, m-am bucurat de ei. Și deci hotărârea a fost când pot să mă pocăiesc. În 89, deci asta a fost în 88 până în 89, m-a hotărât să mă duc la adunare. La 1 ianuarie 89 era cina Domnului, cum eu nu știam despre cina Domnului. Am fost vorbită dinainte cu soția că vreau să mă duc la adunare. V-a simțit mai bine? M-am simțit, da, așa, numai ca așa, așa ca o rață mergem pe drum. Nepoată mea mai mare, Luminița, era acasă. Dar zic, cum mă îmbrăc? Că nu mă putem îmbrăca și ce să iei în picioare. Da, fata, nepoată mea, ce lasă că te îmbrăc eu, zice. M-a luat, m-a îmbrăcat, mi-a dat cojoc în spate, avem cojoc de alea de lână, mi-a dat niște șoșoni de aia în picioare și la 8 și ceva, am ieșit afară și clătinându-mă, am mers în jos. Casa de adunare e tumna în cela capăt era, în cela capăt de sat, acolo chiar în cela, chiar în capăt, cum ieși din Lemniu, cum cobori acolo în jos, era acolo departe. Cum am coborât de aici, m-am întâlnit cu colegul meu cu care am făcut școală și cu soția sa. Era diac la biserică, merea la biserică. Ce faci? Nu te-am văzut de atâta vreme. Vai, măi, prieteni, măi. Cu el am stat și în cameră cât am stat în dej. Și nu, femeia sa mi-a fost vecină, am trăit copilăria cu ei. Ce faci? Păi ia, zic, mă duc la adunare la pocăiți. Ce bine faci. Amândoi, bine faci. Aveam de trecut și pângă biserica ortodoxă. Atunci veneau oamenii la biserică. Cum ajung lângă biserică, mă întâlnesc cu un om mai bătrân. Dar ce faci, ce faci? Dar pe zic, ia, ce fac? Ai venit, cum te simți? Dar pe așa. Dar unde miri? Zic, mă duc la adunare la pocăiți. Să nu faci una ca asta. Era și ostaș. Să nu faci una ca asta. Să nu mergi, Doamne ferește. Zici, știi ce? Hotărârea mea e să merg. Ori bine, ori nu-i bine, eu mă duc. Și m-am dus și am ajuns la adunare. Sigur că era iarnă, frig, casa de adunare, o casă de asta cum e a noastră, avea o sobă de asta de tablă, cu rumeguș. Într-adevăr că o știut că eu sunt cam bolnav și mă-i slăbănog, m-a dus acolo mai înainte lângă sobă și m-am așezat pe o bancă acolo și am ascultat cântări minunate. Mi-au plăcut cântările, încă o soră bătrână mi-a dus un cojoc în spate să nu fie așa de frică să fie mărturie pentru ăștia alalți. Și când s-o ruga pentru bolnavi, era fratele Voroșil Păstoriu, care l-a dus în America, și era fratele Porumb și era mai mulți, dar fratele conducea adunarea și el a fost păstor aici. O întreba dacă este ceva caz să se roage pentru un caz care este cu numele. Și frații de acei din Lemniu nu au apucat să zică nimic, un frate din Răstoș care acum e de 90 ceva de aici, ce dorea ea, zice-i Todor, ea ce zice bolnav. Și a început să roage, frate. Când a început să se roage, n-am văzut rugăciune niciodată, rugându-se așa. Am văzut numai că îi cad lacrimi pe preș jos și udă preșul de lacrimi. Strigă către Dumnezeu, se roagă, se roagă, ai de mine, mă, dar ăștia nu m-au văzut niciodată, ei nu știi, nici cine ești, eu de unde ești, ce-i cu mine, și se roagă așa de puternic. Deci a trecut rugăciunea, a trecut slujba, am ieșit afară să viu acasă. Parcă n-am fost acela care am fost înainte. Eram mai vioi, n-am ajuns până la ora 3 acasă. M-am întâlnit cu oameni pe drum, mă întrebau care unde a fost, uite-mă ce am văzut, uite-mă cum, uite-mă că... Păi când am venit acasă, dar cum ai întârziat? Dar zic, mi-o dat Dumnezeu putere, ia, m-am zis, parcă-s mai vioi, mai bine. Dar așa cum spune cuvântul Domnului pe Matei 10, Domnul Iisus Hristos, că acolo îi avea vrăjmaș chiar pe cel din casa ta.
fost fratele Todor Zah din Lemniu, județul Sălaj, prima parte a mărturiei sale. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta partea a doua.